E adevărat că Madalina este gerant frumos. Deci m-a spart. A vorbit de Adelina, seara am visat pe Adelin. Vorbește acum, o să vorbească toată ziua de tine, că ești un geraș. De seara te visezi cu gerașul. De ce vorbești de mine asta? Păi nu știu, adică, dar, adică nu știu, simt să... A tău vorbește, are o gură. Probabil din nevoia de socializare, un compliment nevinovat la adresa Mădălinei a ajuns la urechile Claudiei, având să stârnească mai târziu o adevărată furtună. Mamă, dacă știi tu să le întorci pe toate. Ești la Mădălina, că e cea mai frumoasă din casă și pe, după aia pe locuri ai dat-o, după aia Ștefania, după aia eu și pe Cătălina, ce? Nu, adică pe toate patru, adică... Și la masă ești la Mădălina, că ea e cea mai... și după aia celelalte, adică eu și altele. Lobby, se numește lobby. Nu știu ce înseamnă, o să-mi spui. Adică atunci când ai nevoie de ceva, mergi și spui și faci complimente și te dai bine pe lângă persoana respectivă. Nu, păi de la Madalina n-am cerut nimica. Va ieși la voturi pe locul întâi și ai nevoie să nu te voteze? Ce vorbești? Mi-e indiferent dacă e sau nu, adică... Tu n-ai înțeles, eu te-am întrebat pe tine de ce ai făcut chestia asta. Stai că deci nu mă prind, că i-am zis că e cea mai frumoasă? De dragul lămuririlor, Andrei a intervenit cu alte explicații, reușind să o bage pe Alexandra într-o ceață și mai densă. Prima oară ai spus că e Claudia cea mai frumoasă și te-a făcut Andra. A doua oară ai spus că sunt toate, că toate patru sunt cele mai frumoase, după aia iar că Mădălina și după aia iar că toate patru. Te contrazi singură. Păi da, toate patru sunt frumoase, asta încerc să-ți spun. Dar de ce ai făcut ei complimentul ăla? Că asta n-am înțeles-o. Că încep un pic să-mi fac niște păreri despre tine, sincer. Păreri care se bazează pe argumente solide ce provin din observarea directă a Alexandrei. Azi nu a fost vorba de pui, te-o duru pe tine la patină, ți-o veni gagicu, ți-ai pus picior pe stăpițor, fustă scurtă, mai eu, topuri, lipsa țigara din mână, sincer. Ceaiul la așa, degețelul sus, poc, noi bucătăream acolo care cum să facem, să dregem, să nu știi cum, tu nu știi cum să-ți faci bucle, ce rochie îți vin în gală. Ai spus cum îți place băiatul, de ce trebuia să te aranjezi? Să-ți faci bucle, să te nu știu cum? Pentru mine. Nu e ca și când te aranjezi în fiecare zi. Băi, dar ieri n-ai stat mai așa îmbrăcată, ieri de ce n-ai stat așa îmbrăcată? Nici nu mai știu cum am fost îmbrăcată. Ai serios? Ți-aduc eu aminte? Cu rochea lăluie. Ting. Alexandra, mami, tu știi ce ai de gând, dar crede-mă. Dacă stai să umbli după băieți, o să culegi cai verzi de pe pereți. O să prinzi pe unul, o să te facă sluga lui. O să te și bată bine. Și o să mai rămâi cu câți 2-3 popii după tine. Și pentru că soarta Alexandrei e guvernată de un mare pericol, Claudia voia să se ocupe personal de educația acesteia. Te-ai făcut curat acolo haine? Nu. De cât timp ai zis că faci? De vreo câteva zile. Bun. Deci te-ai pus acum la somn și nu te-ai pus să strângi hainele? Că ai fost obosită? Ce ai făcut astăzi de ești obosită? Spune. Nu ai făcut de mâncare după live. Tu? Ți-ai făcut unghiile? Și ai stat. De ce trebuie să te ceri pe cineva când faci lucrurile astea? Ai grijă de tine mai întâi ca apoi să te placă alții. Însă toate dojenile Claudiei au avut un efect oarecum previzibil. Sinceritate să fie. Alexandra, de ce plângi? Nu plâng, că mi-intră rimelul în ochi. Stai că ies acum. Sigur? Nu plâng. Sigur? Sigur. Sigur nu minți? Nu mint. Nici nu știu cu ce să încep. De ce râde așa Andreea la mine? Pentru că ați schimbat privirile în trei părți. Odată trei la Alexandra, părți, odată la Claudia. O discuție în dormitor. Hai să luăm așa pe rând. În primul rând, Claudia, de ce te-a deranjat atât de tare că Alexandra s-a dus la Mădălina și i-a făcut-o îngeraș? Frumoasă, nu mai. Frumoasă. Nu m-a deranjat și nu mă deranjează topul nimănui la urmă ormei.
E vorba de cu totul altceva, gesturile pe care ea le face și lucrurile pe care le spune de față cu noi. Înainte cu o seară avusesem niște discuții și n-am vrut să cred că... Totuși am impresia că e o fată naivă care încă nu știe cu ce se mănâncă viața asta sau ce puțin cum stau lucrurile, dar tind să cred că este cu totul altceva. Adică? Mie mi s-a părut un pic cam că ar face lobby. Ca să? Ca să fie protejată. Mi-a zis că mă dau pe lângă Mădălina știind că e fata de pe locul 1 să fie protejată. Adică mie mi-e de frică, poți să plec mâine, poți să nu plec mâine. Dar eu nu pot să o ajut cu nimic. Asta înseamnă că trebuie să mă dau și pe lângă Mihai să nu mă voteze mâine fiind băiatul favorit. Fetelor, dar știți ce nu înțeleg eu? Și uite, și la Alexandra și la Claudia. Voi, pe materiale, adică în viața voastră de zi cu zi în casă, vorbiți de duduie pereții. Când vă întreb ceva, eu nu aud. Colegii mei n-aud. Și dacă n-aud nici colegii mei, n-aud nici cei de acasă. Doamnele nu aud. Am auzit nimic. Zi tare. Da. Să știți că discuția între fete a continuat. Dar continuarea o vedem după pauză, când probabil o să învățăm cu toții să vorbim